Nu vreau să-i îl mai dau de lucru. Cifra 8, ca și cum, fiind lecția, lecția a 6-a, da? Lecția a 6-a. Așa, să fie de pe noapte și să nu mai încerc să relegi. Voi vorbim despre cifra 9, da? Următoarea cifră. Și apoi din cele două cum facem pe 10. Acolo este esența întregii activități. O să vă povestesc de ce. Cifra 9 înseamnă, dragilor, simbolul acesta făcut cu cifra 9. Nu? Asta este simbolul care ne indică 9 obiecte. Înseamnă, de fapt, să înțelegem bine, 8 căței, 8 curcei, 8 degețele, 8 albinuțe, 8 căsuțe pentru albinuțe, 8 stupi. Ce mai înseamnă cifra 8? Nu 8, 9, pardon, 9, da? 9 căței, 9 curcei, 9 cerculețe, 9 triunghiuri, 9 pătrate, iată asta. E cu unul mai mult, că după 8 vine 9, deci mai adaug un segment, observați. Deci, e cu unul mai mult. Între 8 și 9, care e mai mare? 9, da? Deci mai adăugat ceva. Între 3 și 5, care e mai mare? 5, că sunt 2 în plus. Între 7 și 4, 7 e mare. Încă 3 se mai adaugă. El trebuie să vizualizeze deodată 3-ul, 4, da? De aceea 9 este mai mare, cel mai mare, cea mai mare cifră care se referă la un grup de 9 obiecte, da? 9 obiecte. Am spus că cifrele sunt în total 10, cu 0, 1, 2, 3, 4 până la 9. Așa că o să-l desenăm pe 9 aici. Cam așa, ca să-l încapă. 9. Și punem deasupra cele 9. Hai să punem acum. Ce să pun eu aici ca să rămână spațiu pe mai mult? Hai să pun cerculețele sau pătratele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nu vă grăbiți ca mine. Că nu vă iese pătratul între ele. Da? Apoi, aici să punem cele câte cerculețe? 9 cerculețe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Da? Aici e liniuțele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Și de sub să punem triunghiurile echilaterale, da? 1, poate latul egal, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 9. Deci 9 triunghiuri echilaterale. Da? 3 unghiuri. 1, 2, 3. 3 laturi. De-aia 3 unghi. Da? 3 unghiuri. Așa. Pătrat. 4 laturi. Da? Triunghi echilateral, că există și triunghiuri altfel decât echilateral, da? Există și triunghiuri de astea, așa. Cu doar 2 egale. Asta se va numi isoscelă. Ce am desenat este doar triunghi echilateral cu toate laturile egale. De-aia și cuvântul echilateral trebuie să facă parte din vocabularul vostru. Ușor, la început. Cum se învață limba străină, așa și aceste noțiuni ajung la voi. Și noțiuni de geometrie acum facem. Și tare de tot. Pătrate, folosim triunghiuri. Da? Deci aceste lucruri, dacă acum de timpuriu sunt, ajung la urechea lor, este lucru spectaculos. Acum, hai să zicem, 1, un, ce-am făcut, cerculețe, dacă ne vine mai bine. Un cerculeț
plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, egal cu 9 cerpleți, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Adică, unul ăsta îl regăsim, grupul ăsta de 8 aici, iată-l aici. În total, un cerculeț plus 8, egal cu 9 cerculețe. Da? Egal cu 9 cerculețe. Simbolurile sunt acestea. 1 plus 8 egal cu 9. 9, da? Asta este pentru 9, toată asta, mulțimea asta. 1 plus 8 egal cu 9. Deci 1 plus 8 egal cu 9. Tot atât de bine 9 plus 1, tot aceeași mulțime face, da? 8 plus 1, 8 plus 1 este egal tot cu 9. Dacă din 9, din toate, scădem pe 1, deci din toate scădem pe 1 pe ăsta, rămâne asta la alte. Adică din 9 scădem pe 1, rămâne asta. Rămâne cât? 8. Aș face 2 frumos, că așa am zis. Nu mai frumos, nu mai e și mie, dar îl acceptăm, da? 9 scăzut ce? 8. 9 scăzut 8 este egal cu 1. Iată că 8 și cu 1 fac 9, sau 1 și cu 8 fac tot 9, 8 plus 1 sau 1 plus 8, același lucru ne dă tot 9. Și dacă din 9 scădem pe 1 din, cei doi termeni, rezultatul este 8, da? Este celălalt termen. Dacă din total, din 9 scăzut pe 1, a fost termenul ăsta, dacă din total, din 9, am scăzut pe 8, rămâne 1. Și voi vă jucați aici cu, din total, dăm pe cine deoparte? Pe 1. O rămas ăsta. Din total, dăm pe 8. Ăsta subliniate. Rămâne 1. Da? Din total, 1, 2, 3, 4. Din toate 9 segmente, dacă dăm pe 1 din ele, 1 de aici, rămân 8. Dacă din total dăm pe 8 din ele, peste 8, rămâne doar un singur segment. Da? Deci așa trebuie gândit. Bun. Acum, două cerculețe. 1, 2 cerculețe. Plus ăsta de aici a fugit pe aici undeva, nu? 2 cerculețe plus numai câte? 7, da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, egal cu cele două, 1, 2, 1, 2, și încă punem 7, 2, 4, 6 și 1, 7, în total sunt 9 cerculețe. Scriem asta, folosim simbolul pentru 2, 2, plus 7, 7, este egal cu 9. Dar și 7, adică grupa asta, plus 2, plus asta de alte, adică dacă le punem la sfârșit sau la început, tot în total aceeași mulțime, tot 9. Și acum, dacă din 9 scădem pe 2, înseamnă 7. Adică din toate scădem pe 2, o rămas grupa asta. Dacă din 9 scădem pe 7, este egal cu 2. Da? Deci, vedeți, noutatea este că mergem și cu scăderea în același timp. Dragilor, faceți cum știți. Pentru început, provocații cu tot felul de promisiuni. Ajung ei să facă chestia asta, ușor mai târziu, având satisfacția că scriu corect, frumos, fac pătratele bine, toate lucrurile acestea. Dacă le desenez
perfect pe toate, lucrurile sunt foarte... Ei, dacă reușiți pentru fișa proiectului acesta cu cifra 8 sau cu cifra 9, unde la mai multă încărcătură, să reușească să stea cu atenția trează, cu atenția, să stea focusat pe problema aceasta o jumătate de oră, este spectaculos. Este spectaculos. Asta este sau jocul cel mai frumos. Tot aici. Puteți veni cu niște balonașe, cu ceva. Uite, sunt 9. Dăm deoparte 2. Rămas 7. Dăm, da, gruparea să fie așa. Din 9, cele 9, dea o anumită culoare, alea 2, celelalte 7, altă culoare. Nu știu. Vă gândiți fel și fel încât să reușească să, și vizual să participe la... Pentru că memoria abstractă nu se poate, dragilor, deodată apela la ea. Cum se face? Ce se face? Cum mai pune pe mine să conduc, să intru la manșa unui avion și să mă apuc să conduc, să zbor? Decolează. Ce se facă acolo? Asta e momentul. Deci trebuie lucrurile înțeles. Coborâm la nivel la care se află copilul. Este esențial. Vreți să faceți din copiii voștri niște copii valoroși. Acum este timpul. Acum insistați. Acum. Jucați-vă. Nu îi agresați. Nu le puneți pe umeri sarcină prea mare. Ce înseamnă 34? Cum nu știi când 34 fac 7? Imediat și eu câte o... pe la ureche câte una așa. Zic, ba, nu poți, bagă la cap. Da, să știi tu faci asta. Ea intră, cum se spune, refuză de aia. Ce vă spun acum este valabil pentru fiecare treaptă. Când profesorii vor înțelege și programele vor fi structurate, gândite așa fel încât noile informații să se integreze în sistemul de informații pe care îl are la un moment dat un tânăr, atunci lucrurile vor fi clare. Eu îmi propun anul ăsta și în fiecare lecție a mea, că ce care le vedeți acolo, nu degeaba cei care le vizionează, pentru că e totul clar ca la lumina zilei, pentru că, dragilor, am spus, bă, noțiunea asta e importantă? De ce să mă fac derivata? Păi, motivez acolo și se vede foarte clar. Deci în fiecare clip, așa, aici, acum, trebuie să facem pași mărunți. Dacă vrem să ținem aproape de lecții, dacă vrem să pornească singuri, nu stai lângă copil și înveți în clasa a 7-a, a 8-a împreună cu el. Este extraordinar. Și fiindcă școala merge pe partea mecanicistică, pentru că ea este formată din cei care gândesc mecanic și au pus niște lucruri la puncte și au asimilat niște formule acolo, să știi. Tot ce construiesc eu, se dărâm a doua zi la școală. Și convins este copilul că mai bine învață formula, ce interesează, de unde trebuie să vină ea. Merg mai departe. Ce facem acum? Trei, da? Trei cerculețe. 1, 2, 3, plus câte? 6, cam din 7 mai picat una, băgat aici în față. 1, 2, 3, 4, 5, 6, este egal cu, tot cu 9, 1, 2, 3. Astea 3 care au fost. Plus, acum, la care adaug 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da? Și voi scrie în felul următor. 3, simbolul, iată că vii în sprijin. 3 plus 6, da? Este egal cu 9, grupul de aici. Da, și 6 plus 3. 3 este egal tot cu 9. În sfârșit, dacă din total, din 9, scădem pe unul din cei doi factori, termeni, adunării, termeni, așa fac să învățare adunării, și factori la mulțire. Așa s-a stabilit, așa zic. Dacă din 9 scădem pe 3, egal cu 6, iar dacă din 9 scădem pe 6, egal cu 3. Da? Din 9 scădem pe 3, egal cu 6. Și din 9 scădem pe 6, egal cu 3. Iată, aceste lucruri sunt clare. Mergem mai departe. Mărim cu un cerculeț. 1, 2, 3, 4. Plus
1, 2, 3, 4, 5, da? 5 egal cu 1, 2, 3, 4, la care adăug cele 5, 1, 2, 3, 4, 5. Punem aici o liniuță, tragem o linie ca să facem distinție de partea asta, facem separat renul între cele două porțiuni. Atunci zicem, taba mea mică, 4 plus 5 este egal cu, 4 plus 5 egal cu 9. Și 5 plus 4, 5 plus 4 este egal tot cu 9. Adică, dacă merg acum 9 minus 4 egal cu 5 și 9 minus 5 egal cu 4. Dragilor, iată că am finalizat discuția și pentru cifra 9. Deci 9, repet, 9 înseamnă 9 obiecte, 9 componente la un loc, de aceeași categorie, da? Nu mere și pere. Dacă pun 9 mere și pere, zic că 9 fructe atunci. Deci, dacă spun am 9 mere, păi să fie numai mere. Dacă am 9 pere, păi sunt numai pere. Deci, ați înțeles. Și acum ați văzut ce înseamnă cifra 9. Am încărcat-o ca reprezentanta 9 segmente, reprezentanta 9 triunghiuri echilatere, 9 cerculețe, 9 liniuțe, 9 pătrate. 1 plus 8 egal 9, 8 plus 1 face 9, deci n-are importanță, ori 1 plus 8, 8 plus 1, tot 9 îmi dă. Și dacă scal din total pe 1 din cei 2, pe 1 sau pe 8, obțin celălalt termen al adunării. Și așa, discuția purtată înseamnă o șansă imensă, corectă, pentru ca să merg pe partea asta, cum să spun, unei gândiri logice, să zic așa, pentru început. Deci, vizual, să-i determinăm pe copii să înțeleagă bine semnificația cifrelor. Cum am făcut cu cifra 0, 1, cred că eu să vrea foarte mult pe 1 să discute, foarte rapid, fac, nu? 1, 1, rămâne cifra 1 cu un singur cățel, un purcel, un singur cerculeț, un singur... 0, nimic, cum ați și văzut. Iată că în clipa asta m-am dus spre cifra 9 și am făcut-o concret, corect, clar. Ei, acum să vedem că s-a scurs 17 minute, lăsăm și pe 10, ca să facem un singur fișier. Ne ducem, dragilor, după ce ați văzut toate cifrele puse, discuții purtate în legătură cu ele. Deci după ce ați constatat foarte clar ce înseamnă asta? Iată că acum întrebarea care se pune este dacă avem mai multe, nu, obiecte de același fel. Cum ne descurcăm? Cum găsim reprezentantul? Ce ne face? Ce ne face? Iată-ne într-un moment delicat, foarte delicat, foarte tare. Ce ne facem? Deci suntem acum în situația clară, după ce am văzut că pe dreapta putem face asta, putem reprezenta, nu? Cum ați văzut, nu trebuia să șterg, dar eu mi-am dat de lucru acum. Așa. Am zis că undeva punem pe 0, dragilor. Undeva univerzul. Aici sunt 0. Asta e lungimea, deci 1. Așa, 1. Apoi 2, apoi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pentru 9 segmente am rezolvat treaba. E foarte tare. Dar dacă mai vine un segment, deci mai vine încă un segment, ce să fac eu? Câte segmente sunt aici? Mai mult decât 9. Ei, aici cred că a fost momentul de creație fantastic. Între cei care au gândit și au aranjat, a fost momentul de vârf al matematicii. Când doar cu cifrele acestea
10 simboluri, au putut construi pe urmă mai departe toată chestia asta. Și urmează, vă spun, cândva, când vei crește mai mare, să vă spun că doar cu două simboluri putem purta o discuție imensă. Iar ce aveți voi pe calculatoare, pe tot ce înseamnă, tot ce înseamnă tehnica asta de care beneficiați voi și tablete și faceți acolo, are la bază discuția purtată doar cu două simboluri, cu 0 și cu 1. Ați înțeles? Când creșteți mare, peste câțiva ani, să nu uitați, să-mi amintiți. Voi povesti ceva fascinant. Cum noi putem discuta și cum o minte atât de ageră a fost, cine a fost acela care a spus, domnule, cu, numai cu două, nu cu 10, cu două. 10 au avut ei ideea atunci, la început, când au... Am povestit cu oițele, când și-au grupat acolo câte 10, da? Că atâta degete aveau la o mână. La ambele mâini, pardon. Da, la ambele mâini. De aici s-au luat ei. Ca mod de gândire. Mă, câte degete am? Sau câte am eu, ai și tu. Da? Ei, așa facem. Grupe de voi, de câte degete avem așa. Și, pe urmă, au pornit. Unul a spus că i-au rămas o oaie, altul că i-a spus că au rămas două, cum ar fi spus mi pe două, în limbajul lor, în limba lor acolo. Mergem mai departe. Ei, și acum, dragilor, cum facem? Este momentul cel mai tare al lecției. Acum e momentul frumos. O stati și s-au gândit și s-au gândit. Noi cum să reprezentăm noi pe următorul? Dar folosind numai simbolul acela. Și a zis așa. Ăsta să fie un 1 și un 0. Deci 1 și un 0. 10! De 10! Un 1 și un 0. Foarte tare! Adică 1 și urmat de 0 împreună, așa, înseamnă 10. 10 am luat. Nu mai pot spune cifra 9, ci numărul 10. Șterg și zic. Numărul 10. Să scriu un cuvinte, da? Numărul 10, format din două cifre, care sunt deja în componența aici. De 10. Hai să vedem totul despre 10. Acum vorbim despre 10. Deci despre numărul 10 putem începe o discuție frumoasă, dar... Acest număr 10 înseamnă ce? Înseamnă 10 pătrate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Înseamnă că spui 2, 4, 6, 8, 10, da? Înseamnă 10 liniuți. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Înseamnă 10 cerculețe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Da? Înseamnă 10 triunghiuri. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deci, numărul acesta, format din cele două cifre, se adresează la 10 pătrate, mai mult cu 1 față de 9,
10 cerculețe, mai mult cu unul față de 9 și 10 triunghiuri și 10 liniuțe și 10 stupi înseamnă unul plus față de 9, da? Deci un număr format din două cifre. Primul număr interesant format din două cifre. Haideți să vedem că un singur cerculeț plus alte 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9 este egal cu 10, da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Adică ăsta de aici cu 9, cu grupa de 9, îmi dă numărul 10. Scriem și noi 1 plus 9 este egal cu 10. Dar și 10 plus, nu și 10, și 9 plus 1 face tot 10. Dacă din 10 scădem pe 1, ne rămân 9. Iar dacă din 10 scădem pe 9, obținem 1. Da? Gruparea din 10 scădând pe 9. Din total 10 scădeam pe 9, rămâne 1. Dacă scădeam numai pe 1, rămân 9. Adică ăștia. Bun. 2. Două cerculețe. 1, 2. Plus 8. 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este egal cu 1, 2. La care mai punem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 4, 6, 8. Scriem asta folosind simbolurile cifrelor, adică 2 plus 8 este egal cu 10. Și 8, dacă am pune plus 2, tot 10. Tot 10 face. Din 10, dacă scădem pe 8, rămâne 2. Iar dacă din 10 scădem pe 2, obținem 8. În sfârșit, 3 cercuri. 1, 2, 3, plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, este egal cu 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Și cu 3, 10, da? Adică scriem 3 plus 7 este egal cu 10 și 7 plus 3 este egal cu 10. Altfel, 10 minus 1 din el, minus 3 îmi dă 7, iar dacă din 10 scădem pe 7, egal cu 3. Am să trag aici o liniuță și să mă duc în partea altă. 4 cerculețe, da? 1, 2, 3, 4, plus 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, este egal cu 1, 2, 3, 4, și 1, 2, 3, 4, 5, 6. Adică scriem și noi că 4 plus 6 este egal cu 10 și 6 plus 4 face tot 10. Din 10, dacă scădem pe 4, obținem pe 6 celălalt. Iar dacă din 10 scădem pe 6, obținem 4. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Plus 1, 2, 3, 4, 5. Egal cu 1, 2, 3, 4, 5. Adică asta de pe primul loc. Plus, la care adăugăm 1, 2, 3, 4, 5. Iată că 5 plus 5
egal cu 10. Adică din 10 scădem pe 5, rămâne 5, da? Din 10. Din 10 scădem pe 5, rămân 5. Este primul număr format din cele două cifre. Dacă voi folosi 2 și 0, da? Deci am zis 1 și 0. 2 urmat de 0 înseamnă două grupe de 10. Adică 20 înseamnă așa. Este reprezentantul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O grupă la care adaug încă una. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Încă o grupă. Și în total, iată, sunt 20. Deci o 10, o 10 plus încă o 10 este egal cu grupa de 20. Deci o 10 plus, hai să zic aici, plus. Și acum trebuie să desenez aici 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deci, iată o grupă de 10. Încă o grupă de 10 fac două grupuri de 20. Adică atât și plus încă atât. Da? Încă un șir de segmente de 10. În total sunt 20 de segmente. Deci, vedeți? 20 înseamnă așa. 30 ce înseamnă? 3 grupe de 10. 40. 4 grupe de 10. Începe, dragilor, partea frumoasă, interesantă, de construcția numerelor folosind doar cifrele de la 0 la 9. Cele 10 simboluri. Ne oprim aici, continuăm lecția următoare. Când voi mai face în colecție, nu știu. Ce să vă spun este doar un lucru. Mesajele voastre, tot ce faceți voi, îmi trimiteți, creează o stare de, sau o stare, apare o stare de încărcătură, așa să spunem, care mă determină să zic, acum hai să fac lecția. Nu-i întâmplător. Nu pot face oricând. Da? Ați văzut că am îmbogățit cu scăderea, ați văzut ce am făcut. Haideți să revedem așa. Cristi, cred că succesiunea lecțiilor, povestea cifrelor, trebuie să o vezi așa cum am introdus simbolurile de acolo. Cred că la asta te-ai gândit tu. Lecțiile cu Ana și cu Trist sunt un pic mai sus. Că eu, din fugă, atunci m-am dus cu Ana să vedem cam cum stăpânește ea acolo. Cu... Dar corect este așa. Lecția a șasea asta să fie în succesiunea povestea cifrelor. Da? Mulțumesc! La revedere!